Undeva la marginea Devei, în spatele fostului liceu Traian, există o veritabilă așezare, în care semeni de-ai noștri trăiesc în condiții precare, departe de confortul cu care suntem obișnuiți în secolul 21. Acești oameni de toate vârstele, unii chiar copii mici, alții bolnavi, trăiesc aici de zeci de ani cu forme mai mult sau mai puțin legale în niște locuințe improvizate. De cât timp locuiți aici? De 30 de ani! Și cum e viața pe aici? Păi și mai bună, și mai rea. Cum putem, nu? Asta e. Îs femeie bolnavă. N-am pe nimeni singură. Ce să fac? Locuitorilor din acest cartier neoficial le-au fost aduse câteva clipe de bucurie prilejuite de vizita făcută în zonă în această dimineață de membrii și voluntarii clubului Lions Deva Sarmise Getuza. Aceștia au donat familiilor nevoiașe din zonă alimente, haine și rechizite. Ce ne-am adus? Alimente și haine, cred că așa-i? Da, haine, rechizite. Da, mulțumim foarte frumos. Să fiți sănătoși. Aveți un băiețel de 7 ani, da? Da, de 7 ani. Merge la școală? Merge la școală. Acțiunea celor din clubul Lions Deva Sarmise Getuza face parte din amplul proiect umanitar Dăruind vei dobândi, care își propune ajutorarea semenilor noștri cu care soarta a fost mai vitregă. Azi, membrii Lions Deva Sarmise Getuza au venit în mijlocul unor oameni nevoiași din municipiul Deva. Sunt oameni care trăiesc în niște condiții improprii, am putea spune, și prin acțiunea noastră ne-am propus să le aducem alimente, haine, rechizite. Sunt familii cu copii, mulți copii, și în felul acesta le venim în sprijin cu cât se poate și încercăm de asemenea să le aflăm nevoile pentru a putea să îi ajutăm în continuare pe cât se poate să aibă o viață decentă. Darurile celor de la clubul Lions Deva Sarmise Getuza au fost primite cu bucurie și recunoștință de cei care trăiesc în această zonă periferică a reședinței de județ. Ce înseamnă pentru tine și familia ta ce ai primit astăzi? Un foarte mare ajutor. Foarte mare ajutor și vă mulțumesc din tot sufletul. Foarte mare ajutor. Uite, mă așteaptă și șeful, trebuie să ajung și la lucru. Nu. E ok, tot în regulă, vă mulțumesc din tot sufletul. Nu, e greu, aici e greu. Atunci când dăruiești fără să aștepți ceva în schimb, ești răsplătit cu experiențe de neuitat. Iar cea mai plăcută experiență a membrilor și voluntarilor clubului Lions Deva Sarmise Getuza a fost că și astăzi au putut să dăruiască bucurie.